ca deciziile care s-au luat pe agenda de astăzi a Uniunii Sociale Liberale. După aceea vom sta la dispoziția întrebărilor în temele majore care țin de activitatea Parlamentului. Pentru că, evident, în ceea ce privește activitatea guvernamentală, veți fi informați de către primul ministru. La Parlament, pe subiectul modificării Constituției, două chestiuni. Unu, așa cum deja cunoașteți, Comisia pentru elaborarea proiectului de modificare a Constituției a încheiat inventarierea tezelor de revizuire care au fost înaintate oficial de către grupurile parlamentare, le-a încredințat formului constituțional încă de săptămâna trecută și pe o perioadă de aproape două luni, până în jurul datei de 15 mai, Forumul Constituțional va organiza dezbaterea publică în jurul acestor teme și, desigur, oricăror altora. Precizez încă o dată că această comisie parlamentară nu și-a putut asuma propuneri de revizuire care exced limitele revizuirii așa cum sunt ele prevăzute în actuala Constituție. Nu și-a putut asuma Comisia aceste teme, ceea ce nu înseamnă că ele, în dezbaterea publică organizată de către Forumul Constituțional, nu vor putea fi aduse în discuție și nu vor putea exista pronunțări asupra lor. Noi urmărim cu foarte mare atenție această dezbatere publică. Membrii ai Comisiei, dar și, fără îndoială, oricare alții dintre colegii noștri parlamentari vor participa la aceste dezbateri publice. Este foarte important pentru noi să vedem care sunt temele mai importante pentru societate și care sunt soluțiile pe care, în diferite subiecte, pe diferite teze și teme ale revizuirii, se aduc, sunt propuse. A doua chestiune care a fost ridicată în câmpul acestei discuții de către domnul Traian Băsescu privește un proiect de revizuire a Constituției care a fost depus la Parlament, la Camera Deputaților și fără îndoială că din punct de vedere procedural, așa cum am discutat și cu președintele Camerei, acest proiect va urma cursul firesc al oricărui proces legislativ. Nu este așadar exclus sau obstrucționat cumva pe această traiectorie a procedurii, dar evident că nu putem accepta nici ideea domnului Traian Băsescu de a nu putea discuta altfel despre revizuire decât în baza acelui proiect. Cred că și aici lucrurile sunt foarte clare, sunt foarte limpezi. De asemenea, în ceea ce privește alte teme legislative majore, le urmărim, vor fi inclusiv legea despre care s-a făcut oarecare tevatură tot în cursul săptămânii trecute, privitoare la cadrele militare, trimisă spre reexaminare, evident va fi reexaminată conform procedurilor parlamentare și constituționale și aș spune deci că în sensul acesta lucrurile merg cât se poate de normal. În fine, ca să previn o întrebare pe care o tot primim cu insistență în ultimele 24 de ore, niciunul din partidele componente ale Uniunii Sociale Liberale nu a introdus, n-a propus, n-a cerut introducerea pe agenda de azi a USL a temei unei eventuale declanșări a procedurii de suspendare a președintelui. Declarațiile care s-au făcut în acest sens sunt declarații politice ale unor colegi de-ai noștri. Niciun partid nu și-a asumat o astfel de propunere și ca atare subiectul pentru noi nu există. Mulțumesc, îl rog pe primul ministru să vă prezinte prioritățile agendei guvernamentale și pe ceilalți colegi dacă doresc și apoi stăm la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Foarte pe scurt, vicepremierul Dragnea și ministrul Stroie la ora 15 organizează videoconferința cu toate instituțiile pentru a lua măsurile necesare față de situația atmosferică, meteorologică. Cred că este extrem de important ca cele două, trei zile de iarnă târzie să ne găsească totuși pregătiți și
din punctul de vedere al Guvernului, asta este prioritatea numărul 1. În rest, i-am informat pe colegii din conducerea Uniunii Social-Liberale asupra discuțiilor pe care le-am avut cu secretarul general al Consiliului Europei, referitoare la proiectul de lege privind retrocedarea proprietăților. Am convenit cele 30 de zile în care și Curtea Europeană și departamentele de specialitate ale Consiliului Europei să discute, să ne dea un punct de vedere, în măsura în care, și asta a fost ideea în care am discutat, va veni un punct de vedere favorabil, eventuale observații pe care le includem în lege. Practic, soluția pe care o adoptăm în Parlament în jurul datei de 1 mai, când primim toate răspunsurile oficiale, va fi o soluție care nu doar pe plan intern va rezolva o mare parte din probleme, dar cel mai important va rezolva situația cazurilor, cele peste 3500 de dosare, privind aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. Ori, practic, această soluție pe care o adoptăm, repet, nu doar pe plan intern, dar mai ales pe problema proceselor în fața CEDO, va rezolva ceea ce am moștenit ca situație. Tot în acest context, mai vreau să precizez încă o dată, am făcut în numele Guvernului solicitarea oficială, pentru că așa este procedura. Guvernul este cel care colaborează cu Consiliul Europei. Am făcut solicitarea oficială de asistență din partea Comisiei de la Veneția, privind procesul de modificare constituțională. Evident, am discutat de mai multe ori și cu domnul președinte Antonescu și cu colegii din Parlament. Asistența și sprijinul din partea Comisiei de la Veneția ne va ajuta foarte mult, în primul rând, pe fond, de a elabora texte constituționale la standarde europene, dar și pe formă pentru a limita accesele demagogice și accesele venite din partea unor oameni politici români, dar împotriva României, de a vorbi de fiecare dată despre nu știu ce modificări rele vrem noi să facem la Constituție, când ai alături Comisia de la Veneția și garantat practic pentru textul respectiv, vor rămâne reformiștii, fripturiștii să ne critique prin diverse foruri europene, dar nimeni nu-i va lua în serios atâta timp cât, repet, toată procedura mai transparent decât faptul că există un forum constituțional deschis tuturor reprezentanților societății civile, că în comisie sunt toate forțele politice, că după aceea oricum orice adoptă Parlamentul avem referendum. Vă dați seama că pentru orice om rațional și de bun simț, procedura asigură toată transparența și toate garanțiile necesare pe plan european și pentru noi asta este esențial, să nu avem reproșuri întemeiate. Reproșuri demagogice o să avem, dar sunt mai puțin importante. Eu atâta vreau să vă spun și dacă e ceva de comunicat, dacă nu, luăm întrebări. O singură da. Propoziție în contextul pe care l-ați descris. Am discutat și cu președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu secretarul general al Consiliului Europei. România este o țară care are în istoria sa democratică bună experiență constituțională. Constituția României de la 1866 a fost una dintre cele mai, sau era socotită, alături de Constituția Belgiei, care de fapt era și principalul ei model, cea mai democratică, cea mai liberală, cea mai avansată Constituție în epocă. Constituția din 1923, de asemenea, a fost o Constituție cât se poate de prestigioasă în plan european. Constituția din 1991 este o Constituție care, în articulațiile sale fundamentale, a așezat statul de drept, pluralismul democratic, parlamentarismul în România. Dacă, deci, vom colabora cu Comisia de la Veneția și cu alte instituții, nu este pentru că am face pentru prima dată în România o Constituție democratică, nici vorbă, dar pentru că atâta vreme cât și noi dorim, între altele, un efort de adaptare și de clarificare a Constituției la exigențele actuale, standardele actuale ale exigențelor democratice din spațiul european și în general, atunci, evident, cu asemenea colaborare n-are cum fi decât benefică și vom încerca să o folosim la maxim. Bun.
Președintele v-a trimis o scrisoare. Nu, adică propune și termenul. Bun, eu în primul rând vreau să apreciez faptul că am primit o scrisoare și nu a postat pe Facebook. Doi, dacă președintele își închipuie că prin noua scrisoare dumneavoastră nu o să mai vorbiți despre PDL, înseamnă că nu mai e președintele pe care îl știam noi. Deci o să citim cu mare atenție scrisoarea și o să răspundem în scris. Dar după ce se termină subiectul PDL. Da. Nu, opriți-vă. N-am ce scrisoare. Aveți dumneavoastră scrisoarea? Da. Păi da, dar... Da, e în regulă. O să răspundem în scris. Cel mai bun procuror general aș fi eu. Am și experiență, și... dar nu iau în calcul numirea mea. Restul o să vedem. Deocamdată avem un ministru în funcție, interimat pentru ce? De foarte multe ori. E deja, eu vorbesc ca om de drept penal. E infracțiune continuată. Da, credeam că v-a zis domnul președinte Antonescu că n-am discutat acest lucru la USL și nici la PSD. De la mine vreți un răspuns? Dacă vreți să dăm așa o formă mai puțin juridică, chiar mai puțin politică, pe suspendarea, este un lucru grav. Suspendarea nu este un obicei care se celebrează în fiecare an sau din 6 în 6 luni, nu e o tradiție populară. Suspendarea este un fapt excepțional. Nu e vreo lovitură de stat, cum au aberat și încă mai aberează unii. Este prevăzută în Constituție. Dar este un fapt excepțional și un fapt grav. Nu poți să faci un demers foarte serios în raport cu o situație ridicolă. Sigur, eu m-am pronunțat, cel puțin în spirit președintele a încălcat și a și ne-a amintit că de 9 ani încalcă în spirit Constituția, în sensul partizanatului său față de un partid, pe care nu doar l-a susținut, dar l-a și condus, ne-a și declarat, în care s-a amestecat, etc. Dar modul în care a făcut-o, momentul în care a făcut-o, sunt de domeniul comicului. Sunt de domeniul ilarității. Sigur că, de fapt, e rist. Dar, repet, un demers grav, un demers excepțional, nu se poate lega de un episod îngrozitor de comic, dacă îmi puteți permite formula asta. Și trist și comic? Și trist și comic. Deci e trist să ai un președinte în posturi comice. No, da, eu am fost convins că am reușit să explic tuturor, nu doar celor din țară, ci și celor de afară, că nu guvernul suspendă președintele, că parlamentul o face. Dacă am reușit lucrul ăsta, insist să vă conving și pe dumneavoastră. Doi, eu personal, ca deputat sau ca lider de partid, nu inițiez și nu am solicitat și nu cred că e momentul să vorbim acum de suspendări. Va explica domnul președinte Antonescu de ce și împărtășesc în totalitate, m-am amuzat în egală măsură ca și dânsul cu postarea în vestuță a domnului Cristoiu.
Da. Scrisoarea, a câta scrisoare e? Scrisoarea a treia, scrisoarea a patra, a cincea, a câta este? Iar o luăm de la capăt. De câte ori dumneavoastră vorbiți prea mult de PDL, președintele mai scrie o scrisoare. Deci, dacă nu vă potoliți și mai vorbiți de PDL, o să mai trimit o scrisoare. O să, ba da, o să răspundem în scris. Cum o să poți să mai iei în serios ceva după cele întâmplate în seara zilei de 23 sau cât a fost? E greu. Sigur că noi zicem asta de un an de zile. Mă bucur că ați ajuns dumneavoastră la aceeași concluzie. Până și domnul Blaga cred că a ajuns la aceeași concluzie după ce își rupea hainele de pe el anul trecut, că apăra statul de drept. Ci că... Chiar la 40-45 de grade. Da, da. Și... că... Citez. Vă referiți adică la temperatură? La, sau? La un 20-25 de grade la apără oricine, dar la 40-45? Da. O să avem mâine. Nu, nu, zic, dacă cumva mâine este votată doamna Pivniceru ca judecător, după aceea o să avem domnul Antonescu și cu mine și o să decidem împreună. Și vă anunțăm pe dumneavoastră. Ideea e următoarea. Toți miniștrii sunt politici. Funcția de ministru este o funcție politică. Până acum, tot timpul a fost vorba de păcăleli. Căci că ministru care nu-i politic. L-au zisem pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care spunea că tot guvernul e nepolitic. Că e emanat de la SIE. Și atunci e nepolitic. Orice guvern e politic. Mai puțin sigur, guvernele numite de vreun dictator. Orice guvern și miniștri sunt funcții politice. Că sunt ocupate de oameni care sunt membri de partid sau nu sunt membri de partid sau devin ulterior membri de partid. Cam așa s-a întâmplat cu cei mai mulți. Este o altă discuție. Însă profilul viitorului ministru îl creionez împreună cu domnul Antonescu și vă anunțăm. O să discut acest lucru cu doamna Pivniceru. Da, întâi să se întâmple votul. Domnule ministru, ați anunțat că o mare firmă germană va face investiții foarte mari în România. Nu, am anunțat că e posibil. Dar nu vreau să mai comentez acest subiect, pentru că atunci când se ia decizia, vă anunțăm. În acest moment, România este singura țară stabilă din regiune, din punct de vedere politic, în primul rând, pentru că avem un guvern stabil, am terminat cu alegerile. Din punct de vedere al regimului fiscal, cota unică de 16%, știți foarte bine că nu s-a schimbat. Contribuțiile de asigurări sociale nu vor crește, ci eventual vor scădea, pe măsură ce ne permitem acest lucru. Cu o forță de muncă calificată și încă ieftină și cu un sistem bancar care a suferit mai puțin decât alte țări din zonă. Eu am participat și particip și la alte investiții care s-au inițiat sau s-au finalizat anul trecut de către firme importante pe plan european și mondial și n-am făcut decât să confirm faptul că există un memorandum cu o companie importantă din Europa pentru o nouă investiție. Când se va putea face anunț oficial, după ce, sigur, se iau toate deciziile în bordul acelei companii, vă vom face cunoscut acest lucru. Încerc doar să vă spun
că dincolo de criticile absolut normale și firești, și nu mă deranjează acest lucru, cred că ne prinde bine să fim criticați toată ziua. În aceste 3 luni, și eu personal, și ministrul Șova, și alți miniștri de resort, au avut discuții cu investitori importanți. Și că aceste decizii, sigur, nu se iau de pe o zi pe alta. Dar în acest an vom avea investiții străine importante. Nu vreți să vă duceți să întrebați, domnule, nu veniți în România, duceți-vă în Asia. Mergeți dumneavoastră și ziceți, domnule, părerea noastră celor de la gând e să mergeți în Asia, să nu mergeți în România. Păi, îmi pui o întrebare, așa îți răspund. Hai să se voteze în Borș și după aceea să vă explice ei și o să-i certați de ce nu se duc în Asia, de ce au venit în România. E, numai la noi se poate întâmpla așa ceva. Mă rog, stau prost cu traducerile. Da. Poftim? Da, este o investiție Greenfield. Da. 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 Mă iertați că am răspuns eu în locul domnului Antonescu, dar ați trăit de guvern. Rămâne portofoliul PNL. Da, ar fi frumos să răspund, eu mai vedem. Nu doresc să mi-l asum, nu. Eu personal, Ministerul Justiției. Eu am mai răspuns la întrebarea asta de câteva ori. Mi se pare așa o chestiune de simpozion. Aici vorbim despre decizii politice care s-au luat sau pe care ne-am hotărât să le luăm, le-am anunțat, le-am comentat. Despre succesiunea la Ministerul Justiției, vă propun să discutăm în momentul în care postul se vacantează. Așa este elegant, așa este civilizat. Eu mi-am spus, am dat un răspuns la întrebarea asta, el a fost de altfel comentat pe larg, chiar la postul la care cu onor lucrați dumneavoastră. Da. Sigur. E cu noi. În USL, mă întrebați, nu? În USL. Da. Bun, vreau să lămuresc aici, pentru că eu am încercat să fiu destul de clar în emisiunea în care am vorbit despre acel proiect al nostru și domnul Daniel Constantin știe foarte bine, dar nu toată lumea urmărește emisiunea și după aia preia așa ce aude. Mai ales că era în paralel cu Pedelionul de la Romexpo, da. Ideea următoarea. Nu avem acordul încă al FMI-ului, avem o propunere pe care am discutat-o cu cei de la FMI. Lucrurile stau în felul următor. Ideea noastră de a reduce TVA-ul la 9% pentru o serie de alimente este un obiectiv politic și economic pe care îl asumăm și la care nu am renunțat. Cei de la FMI au spus, domne, o să aveți o mare scădere a încasărilor din TVA. Contabil vorbind, au calculat și o să aveți o pierdere. Împreună cu domnul Daniel Constantin și cu cei doi miniștri, domnul Chițoiu și domnul Voinea, ne-am hotărât să propunem și vom discuta la următoarea întâlnire cu cei de la FMI. Deci nu avem încă acordul lor. Dacă vreți un test pentru un singur produs, pentru pâine, pentru că nu avem voie, trebuie pe tot lanțul, altfel e ajutor de stat. Deci la pâine, să facem un test pentru semestrul al doilea. Și dacă la 31 decembrie 2013 tragem linie și vedem că a avut dreptate FMI-ul, care spune ați redus TVA-ul și aveți bani mai puțin, înseamnă că tot proiectul nostru nu e corect. Dacă stai un pic să termin explicația. Ai puțin tică răbdare. Dacă la 31 decembrie se va arăta că noi am avut dreptate și că un TVA de 9% duce în realitate la încasări mai mari pentru că scoatem de fapt, fiscalizăm ceea ce e nefiscalizat, ăsta este un argument valid în fața celor de la FMI și în primul rând al nostru, de a extinde acest sistem și la alte produse, la carne, de exemplu, la lapte. Deci, unu, nu avem încă acordul celor de la FMI, dar avem dorința clară și proiectul validat, inclusiv ca influență bugetară pentru pâine. Doi, dacă producătorii de pâine, dacă cetățenii vor fi solidari în acest proiect, adică dacă cei care produc pâine, văzând că au TVA-ul mai mic, chiar emit facturi, dacă cetățeanul cere bon când cumpără pâine și dacă se va dovedi un proiect de succes,
Asta înseamnă că putem de la anul să trecem și la alte categorii de alimente. Dacă se va dovedi că, de fapt, nici cu 9% nu vor oamenii să, din domeniu vorbesc, nu vor să emită facturi și să combatem evaziunea, va fi o mare dezamăgire și pentru mine, și pentru Daniel Constantin, și pentru noi toți care credem în proiectul ăsta. Acum, cred că am fost destul de clar cum e cu 9% la pâine, da? Da. Pentru pâine doar pentru pâine, pentru semestru 2, dacă strict contabil, de la 24% la 9%, sunt cam 250 de milioane de lei. 220-250 de milioane de lei pe care noi trebuie să-i provizionăm din altă parte. Pe an. E pe an asta? Pe an. Nu pe 6 luni? Pe an. Bun, cu atât mai ușor. Atunci va fi, înseamnă jumate, 120 de milioane de lei, trebuie să-i provizionăm pentru semestru 2, ca și când i-am pierde. Dar dacă tragem linie și rezultă că de fapt am câștigat mai mult, e un succes și putem să trecem să extindem la alte categorii de alimente. Da, domnul Șova. E vorba de automobile, domnule? Nu. Jucați ghicit acum, foc, nu. Foc, apă. Nu, doresc să mai comentez. Vă rog. Da, se centralizează toate datele de la Ministerul Finanțelor și la o primă evaluare, pentru că urmează să fim informați miercuri în ședința de guvern, cam 2/3 din arierate sunt aveau prevedere bugetară și nu a dat Ministerul Dezvoltării al doamnei candidat. Nu a dat banii, a dat doar promisiuni, pentru că sunt pe diverse, știți, OG7, 577, iar cam 1/3 s-au făcut fără prevedere bugetară. Și atunci pe acelea nu le acoperim. Și nici nu, noi raportăm tot la femei, dar ele nu intră în arierate certe. Acelea intră în... într-o altă categorie. La altceva. Unde îi răspundem în scris? Răspundeți dumneavoastră, că aveți pact. Văd ce ziceți și după aia. Păi, stați puțin. Uitați-vă, eu nu-mi permit să dau lecții, Doamne ferește. Eu vă spun doar la ce consider relevant să răspund. Atâta vreme cât eu am fost anunțat în această dimineață, în vreme ce mă aflam în ședința, în reuniunea USL, că a venit pe numele meu o scrisoare de la Cotroceni. Deci cât n-am citit-o, nici pe site, nici pe hârtie, mi se pare impropriu să răspund când am să trimit eu un răspuns. Prima întrebare corectă este cinstit. Dacă pot să răspund, din ce aud din relatările dumneavoastră, pare că seamănă și scrisoarea asta cu mesajele de adio către alții. Și atunci, da, n-am citit-o, o să o citesc, o să văd dacă este cazul sau nu să răspund și atunci o să vă spun și ce răspund și când. Îmi cer mii de scuze, dar am un eveniment privat care începe acum și peste o oră sunt la dispoziția dumneavoastră. Din partea cui? Au o problemă cu maghiari în sectorul 5? În sectorul 5 au o problemă cu integrarea romilor și cu ferentariul. Și domnul Vanghelie, cu sprijinul meu, să se ocupe de integrarea romilor. De maghiari ne ocupăm, alții. Da? Mă, nu, dar repet. După ce rezolvă problemele cu maghiarii din sectorul 5, vor la modul foarte serios, trebuie să se ocupe alături de guvern, alături de agenții, alături de toată lumea, de ambasade străine care vor să ne ajute, să ne ocupăm de integrarea romilor. Pentru că problema romilor ne afectează pe toți. Faptul că nu suntem capabili să avem programe eficiente de reintegrare a lor. Iar dacă domnul președinte vrea să intrăm în Schengen, ar trebui să ne ajute cu chestia asta. Nu să ne trimită scrisori. Să meargă cu mine la domnul Vanghelie să ne ocupăm de ferentari, că domnul Vanghelie se ocupă de unguri acum. Să ne ocupăm noi de romi. Da? Nu.
Nu, nu, nu pe mine m-a întrebat. Nu știu, doamne, n-am citit, nu știu despre ce e vorba. Excepțional, da. Nu, nu cred că am, nu cred că am voie să, nu cred că am voie să vă informez în primul rând pe dumneavoastră. Ministerul Apărării va face o informare când are rezultate la CSAT și după aceea CSAT-ul dă un comunicat. N-am voie să, nu cred că e procedural să vorbesc eu în acest cadru al USL-ului de achiziții de avioane multirol. CSAT-ul are ca atribuții și eu nu vreau să încalc atribuțiile CSAT-ului și ale președintelui. Noi la USL nu ne luăm avioane. Da, noi nu ne luăm avioane. Mulțumim! Nici măcar F-16.